Salutare tuturor și bine ați revenit la un nou vlog, fraților. Facem un challenge în casă, așa cum am obișnuit pe vremuri. Când vine vremea rea, ne băgăm la domiciliu aici frumos și încercăm. Ați bani pe masă când trebuie la video. Ai început? Asta am... De ăla, descurci, prin cu scoci. Este pisea asta aici așa am da, lucrat. Te-ai întins tu. După cum spuneam mai devreme, v-am obișnuit pe vremea rea să facem videoclipuri în casă, așa că am ales un challenge de acum o să facem clipuri în casă de acum. Pentru că, ce să vedeți, a fost vreme bună, soare, totul frumos până acum, chiar dacă au fost temperaturi scăzute. De câte ori am avut o vreme, o zi calmă, am ieșit afară. Am ieșit afară și am făcut treabă. Dar de acum vine iarna, chiar nu asta vreau să zic acum, a fost soare toată săptămâna, iar astăzi a plouat. Plouă de aseară până la ora asta și acum e ora 5, da, jumătate, da. 6. Cât mai fie vreme bună. Corect. Deci să nu vă așteptați de acum că mai facem treabă pe afară foarte mult timp pentru că nu ne permite vremea. Așa că, după cum vezi, avem 3 culori pe masă. Așa. Și 3 pioni, da? Așa. Fii atent. Ai pus pionii ăștia, ți-i pun eu aici în față. Aici ai frișcă, spumă de ras. Așa. Bam. 200 de lei. Și o întrebare. Ce întrebare? Aleasă de adversar, cum ar veni. Răspuns la orice întrebare. La orice, da. Da, orice. Ok. Și tu și eu. Ți-ai pus asta pe ochi. Așa. Ai luat ăsta la nimereală și începi. Aș trebuie să le pun pe culori. Da. Ok. Fii atent. Dacă nimerești una, iei una, uite cum a fost acum în cazul meu. Am pus verdele aici, am luat întrebare, am pus întrebare, dar ai și varianta asta. Și dacă nimerezi două, le iau pe amândouă, iau și orice, iau oricum oricum nimerești. Sau aleg eu după aia. Nu. Dacă nimerești două, iei două. Dacă nimerești, dacă nimerești pe galben, iau și frișcă, pun și întrebare. Da. Păi eu sincer aș vrea să nimerez numai una dacă mă întreb pe mine. Păi da, dar vezi dacă nimerești, fii atent, poți să nimerești așa. Ai luat 200 de lei și o farfurie cu de-aia în gură. Nu, dar, okay. Dar nu mai e bine să iau 200 de lei să mai ai nicio farfurie. Da, dar nu mai e bine dacă iei numai de-aia în gură. Vezi, e și varianta asta. Așa că băieți, ne-am pus asta aici. Nu uitați, primul link în descriere, Instagram, acolo dați un follow pentru că de fiecare dată când postez, vă anunț acolo cu o zi înainte. Și apăsați pe butonul de subscribe, până de sărbători trebuie să strângem neapărat, dar neapărat să strângem 300.000 în această comunitate. Suntem 278.000, deci mare distanță nu mai e până la 300.000, adică da. S-ar putea, nu? Acolo cu un click în secunda asta, eu zic că rezolvă situația. Hai să dăm drumul la treabă, vrei să faci tu primul sau fac eu primul? Faci tu punța, hai. Dar de ce nu spui asta corect? Pune-mă, frate, cum vrei tu. Gata, pe aici început cu ăsta. A început, nu? Deja, băi, s-a început cu challenge-urile în casă și cam asta a fost, ba, dar poți să-i dai drum. Așa lași? Da, gata, eu am și mutat, nu că așa lași. Dar nu știu dacă pun cu întrebi acum. Deci ăsta în dreapta, ăla în stânga, bine, că l-ai pus așa aici, într-o parte, eu așa las. Gata. Stai cu minte, doamne. Stai acum, minte? Băi, bine dacă nu trebuie să... Nu trebuie să pun fix în ăsta, că nu vezi. Nu-mi dau seama. Trebuie să stai să pipă pe așa, oricum e ok. Ei, perfect, eu am început bine, frate. Mai ai? Ca să știu. Da, mai sunt bani la joc, cum ar veni. Așa da, îmi place, așa e bine. Hai, pune asta. Trebuie să facem din nou prima asta. Nu, mă, pleacă, așa lasă. Nu fac din nou. Hai, eu asta jos aici. Ei, la, nu fac ca lumea eu. Astea trei aici, da? Gata, deci așa rămâne de trei. Băi, da, le-a scoate bani pe masa asta. Uite, mă, lasă așa, fără bani, fără cutare, fără... face bangleală din asta. La, gata? Gata. Acum. Fii atent. Ia. Exact. Ăsta. Cred că e perfect, aici. Ți-a ghicit fraierul. Cred că vede, băieți. Aici. Perfect. Și pe toate le-ai luat să mă bată mama. Le-ai nimerit pe toate. Poate trebuie să mai fără. Trebuie să le mai amestec. Nu e nimic, gata. Cum, gata? Da, nu, da, mai amestec. Nu, lasă. Nu, nimica, nimica. Tu ai zis, tu ai zis că mai amestecăm o dată. Cum, nici nu. Ai fost top, ai fost. Ce frust de sunt. Uite, îmi puneam asta, nu mai e, că nu mai gândesc. Îmi puneam și asta la ochi. La varianta asta nu m-am gândit. Trebuia să fie o pedeapsă și pentru ăștia care nu nimeresc așa deloc. Dar chiar nu mi-a mai trecut pe în cap. Zic, n-ai cum, din trei, una trebuie să nimerești. Asta aici. Asta aici. Și asta aici. Păi ce l-ai făcut pe toate? Bă! Trebuie să iei și banii. Trebuie să iei și banii. Și întrebare. Păi, lăsă-mă. Nu-i combinație dacă mă întreb pe mine. Păi nu prea e, dar acum adică dacă... Adică până la banii făcut... combinații, dar în rest... Păi ne oprim aici, ce nu. Să ai, că e rândul tău. Vin cu întrebare acum și după aia cu frișca direct în ochi. Păi, spuma asta. Stai să mă gândesc. Păi, dar acolo le-am luat pe toate, mă, că nu cred. Fii atent. Trebuie să ne spui, acum n-ai, nu știu, trebuie să ne zici, frate, că n-avem ce să ne facem. Zi. Trebuie să ne zici câți bani ai luat prima dată din YouTube. Prima dată. Primul, primii trei bani când ți-au intrat ții pe card.
Bă, hai te-am din YouTube. Cât? Nu știu dacă ți-aduce aminte. Nu știu, frate, zi nici suma, lasă-mi vrăjeala cu asta. Nici spui suma. Băi, am luat 8.000 de euro, frate. Așa, frate, mă uit aici, că nu mai știu exact. Zic eu, undeva la vreo 300 de euro. Păi gata, că nu trebuie să știu 302 euro, fix trebuie să știu. 280 de euro, acolo luat. Da. Deci 280 de euro în prima lună. Asta se întâmpla la 3 luni. De când m-am apucat de YouTube. Da, bine că prima lună când te-ai apucat nu faci niciun ban. Trebuie să ai abonați, să crești, să ai vizualizări, să mai deci, multe chestii. După mai referi, luni, prima ta plată. Prima plată a fost undeva la 280 de dolari, 300 de dolari. Că poți să faci YouTube un an și să nu iei niciun ban. Așa că am dat răspunsul la întrebare. Acum am uitat. Ce prost sunt, mă, am mâncat pe mine. Dacă nu ce-ai de răspuns la întrebare, trecea mai departe. Am văzut că erai pregătit să te pui aici, pe ăsta. Dar alea, bă, dar nu pui mult, că în jurul ăsta nu e așa mult. Nu, frate, că nu vreau să fac aici pe în casă. Că asta, da, nu-i, că asta dai așa ușor. Da, că eu prefer să dau pe cap așa mai bine. Ce prost e, băi, mă dădea pe... Ce calul meu. Hai, mă, frate, pânță. Gata? Am prins acum, ai terminat, te-ai mâncat. Fii atent, îți dau astea aici așa, amestecate. Astea aici, mamă, ce le-am amestecat, gata. Gata? Da, frate. Cum este așa? Întrebare. Care a fost prima, ce bani erau prima oară pe YouTube? Prima și prima dată? Da, acum 8 ani, Acum 8 ani am luat... Dar le-am mai spus asta. Ai mai zis-o? Da, cei care urmăresc pe canalul meu de YouTube, am făcut un clip în care am vorbit despre toate chestiile astea și primii bani au fost undeva la 1500 sau 1700, nu știu, oricum peste 1000 de euro. Peste 1000 de euro? Era un clip în care tundeam pe cineva și, și vizualizările toate erau făcute din străinătate. Adică ca o comparație așa, dacă nu mă cunoștea nimeni din România, toți s-au uitat din străinătate. O să-l aveți acum pe ecran. Are undeva la vreo 3 milioane și ceva de vizualizări în momentul ăsta. Dacă făceai vizualizările astea în România, era mai puțin de jumate ca sumă. Aveai mai puțin, da. Cred că l-ai un sfert, cred că l-ai 500, părerea mea. Ceva de genul. Da, așa a fost norocul de la Dumnezeu, l-am încărcat pe YouTube și după aia l-am lăsat acolo și peste 3 zile când am intrat, bubuia, avea 2 milioane de vizualizări. Zic, mami, ești nebun la cap, mi-am pus mâinile în cap. Gata? Da. Hai să vedem. Bă, da, trebuie să mai scoți bani, mă, Dan, nu scoți bani, dar fugi mereu. Și eu n-am avut bani pe masă. Ba da, mă, cum n-ai avut. Acum a fost aia goală, farfuria aia, mă, n-ai pus nici 100 de lei din asta. Da, mă, de cu alea, mă, tu mai minți, mă, că ai avut bani pe masă, mă. Bă, dar nu mai frate, să mă stoarcă pe mine, din pare, mă, că nu mai știe el ce să mai fac. Gata. Fii atent, frate, iar 3-3. Așa. Da, știu altă încălzită. Hai, că n-ai făcut niciuna. Zi, pe bune, n-ai făcut niciuna. Nu, fii atent, schimb două între ele, ca să nu mai dau asta jos, fac iar. Păi, astea două. Păi, stai, mă, Dale, că n-ai schimbat bine. De ce, mă? Să moră dacă ai pus cum trebuie. Păi, ai luat-o pe aia așa, ce băi, ai fost de acord cu mine? Da, mă, frate, dar ce încălceală a fost asta? Ia-mi ceva. Mm. Ce-i asta? Păi și cum, iar n-am făcut nimic? Păi n-ai făcut nimic, aia zic. Bă, tu ai făcut mă gândire, n-am făcut ce să fac, bă, n-am făcut deci. Bă, mă uit pe ăsta, bă, dar dacă ai făcut... Bă, ai făcut până așa, mă, dar îți mai ziceam și prima oară? Dar dacă prima oară ai făcut bine? Eu zic că m-ai luat de acolo, am avut galbenul aici. Da, bine știu că ai avut galbenul. Păi, că de unde? Ai făcut măgării. De unde ai știut că am... N-am zis, am crezut numai. Deci ai văzut, da? Nu, eu așa, deci fete! De unde ai crezut? Dacă era verdele aici. Eu aș, pentru că verdele l-am stat mâna pe el. Păi, pe ținul ăla și s-am pus eu acolo. Mai faci o dată. Așa. Așa, alea ce mă fură, frer. Băi, fiți atent. Sunt convins că am avut bani acolo, dar n-am vrut să-mi dea, frer. Și astea, mi le lua de aici? Da. Gata? Da. Hai. Bă, și al treilea aici. N-ai făcut nimic ca bun. Băi, lasă-o încolo. Să moră dacă ai făcut. Iar, mă. Hai, ce mai? Vezi, pe bune. N-ai făcut, mă. Mai schimb două între ele. Hai. Astea două. Așa? Și lasă așa. Perfect, abia acum ai făcut. Deci am făcut ce am făcut și am ajuns din nou la spumoi. De... Da, băi, cadere. De acum nici nu se mai lipește că... Bă, adică e din asta pe față. Nu-ți mai dai seama exact de asta, așa. De asta, aia zic. Eu sunt. Ce mai dat-o mai mare? Da, unde-i, mă? A, uite aici. Hai, dă-te mai așa. Nu! Dă-te mai încolo, că uite, mă, mi-a dat ăsta.
Mi-ai dat în nas. Mi-ai dat H1. H1 e numele. Știi senzația aia când te lovești la nas așa și te-a strălut? Așa mi-a făcut acolo. De asta. Și mai dai și cu palma în nas așa. Ne, ți-am dat cu palma. Ai puniți aia la ochi. Poți să le pui cum vrei tu. Gata? Da, mi-am amestecat tot în regulă. O las pe asta aici. Aici fac încrucișare din asta. Gata. Nu-i bine? Ce nu-i bine? Ia, ăla și uite-te să vezi dacă ai făcut bine. Bă, campion mondial, atât ca ăsta, așa că aici mă interesează. Da, da. Mai. Lasă că iau și frișcă. Pentru 200 de lei, 6 din ele iau. Așa. Întrebare. Deci prima oară punem întrebarea și după aia dăm cu frișcă. Băi frate, ia fete. Ia zi. Zine și nu acum. Care este creatorul tău de conținut din România preferat? Deci la cine te uiți și îți place? La Adrian Pov. Deci la Adrian Pov. Ok. Era sigur da. Răspunsul ăsta, știam. Da, asta am zis-o mereu, mențin chestia asta, mie chiar îmi place și chiar e un om care pe mine m-a ajutat mereu dacă l-am întrebat ceva de la început, fără să mă cunoască de prima dată și n-a fost din ăla, bă, nu zic sau cine ești tu sau de ce să zic ții, nu, omul chiar a fost ca lumea. Om ca oameni. Și chiar îmi place ca familie, așa și ca tot, știi, cum e el așa, am cu tot. Vreau să-ți dau și eu țic și tu mi-ai dat mii de... Stai și-ți dau partea asta, că aici asta mă... Da, că să stai și tu bine așa pe o parte să nu vezi, că nici eu n-am văzut trei runde. Cu ochii ăsta a rămas chiar. Gata, că mi-am pus asta la ochi, gata, nu mai văd nimic, de acum poți să-i dai. Gata? Da. Gata? Dar ce-ai umblat? Am mutat asta de aici acolo. Nu, ai împins ăsta de aici, l-ai împins acolo, acolo te-am văzut. Nu, te-am văzut. Pă da, bune. Dau stop la cameră și mă uit acum așa. N-are rost. Păi n-are rost că așa era. Fii atent, dă ăla înapoi unde era, când ajung eu la el acolo. Și acolo trebuia să fie bani, trebuia să fie 200 de lei. Păi dacă nu e, nu e. Nu, am uitat să-i pun acum. Dar de ce faci măgării cu mine și ești hoț? Fii atent. Am încercat, mă, băieți, Mi-am dat jos asta repede, că mi-am dat seama fost... că a fost liniște. N-am fost iute de mână. A fost liniște și nu se mai întâmpla nimica. Uite, am pus și pentru... Să dăm mâna încă, nu? Ăla e pentru runda viitoare. Eu banii mi-am luat cum ar veni. Ah, ok. Gata, frate. Gata? Da. Păi n-ai făcut niciunul bine. N-ai făcut niciunul bine. Stai așa. Ale, cum n-am făcut niciun, a, verde, bă, stai, bine, perfect, perfect. N-am făcut, să mor eu. Mă uitam la astea două, zic, bă, n-am făcut bine, dă-mi cu afară, vrei asta să mai trag una. N-am făcut, mă. Nu știu de ce am auzit așa ceva. Bă, te uiți pe cameră, nu fii prost. Stai așa să te duci spate în față, așa. Dacă nu ne cade nouă părul ăsta. Asta, bă, fii atent. Mai avem noi două fire de păr. Ai văzut TikTok-ul ăla în care ne-a etichetat cineva și a zis că ai prevenit chestia aia, ai zis-o tot, ai prevestit. Ai stomacul, da, nu știu. Băi, dacă ne-o fi nouă rău odată și la trenul mai încolo am fost la doctor și n-am mai avut voie să mă ridic. Hai să vezi dacă n-am chelit noi cu ăsta, să vezi de carne rău. Sunt jumătate de ani amândoi. În Turcia la implant. Poate nu. Și așa am păr de-o baie. Să mai schimb eu ăstea, că nu prea s-a mai făcut și nu trebuie dacă mă întreb pe mine. Hai. Gata? Da. Oh, ce faci? Peste două de schimbă. Ai, ce prost ești. Și pe ăsta lăsa aici. Gata? Nu-i bine, n-ai făcut niciuna. Ba da, m-a făcut. S-a schimbat fraierul, era asta era aici, asta era așa și asta așa. Fai, lui ce l-a schimbat. Sucitele ai învârtit până ai venit cu aia să iei banii. Am ieșit cu aia verde pe bani. Nu știu, ai făcut măgăreală, ai făcut ceva. Cum îți fac măgăreală? Ești nebun la cap. N-ai fost aici prezent? Stai așa să scot banii. Fii de atent că asta e ultima rundă. Tu odată, eu odată. M-am uticit pe asta. Da, mă, și că nu ne murdărim pe ochi. Eu spun, fii atent, 200 iar aici. Gata. Ce gata? Le-am amestecat, pune. N-ai făcut niciuna bine. Bă, da, dar stai jos, nu te mai ridici. Nu mai ridic, nu, stai jos. Stai așa, că puneți astea așa ca să amestec din nou. Amesteci astea, te pui și uite așa vreau să-i văd. Da, frate. Pe spate.
Deci ți-am zis, după ce ai făcut ăsta, te-ai pus pe spate. Deci este peste. Pe spate, da? Da. Unde-s ăsta? Da, 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 e bine, e bine, e bine, e bine. Dacă îl întorceai pe tăi la aerbani. Da, nu, că mi-ai făcut măgări, sigur, ceva de stat în picioare. Da, da, că nu mai jos ai stat până acum. Dar n-am făcut mâine bune, că ți-ai și tăi așa. Nu, întrebare. Le-ai greșit pe toate, măcar îți dea una farfurii de asta în cap sau ceva. Pe ce ai cheltuit de articolul ăsta vestimentar, așa? Așa. Câți bani ai cheltuit cel mai mult? Cred că pe Adidas, pe o pereche de Adidas, Versace. How much is your outfit? 980 de euro. Da, tot grămadă. Eu am boala Adidasilor. Deci eu dacă s-ar putea să am 1500 de perechi de Adidas, asta e pasiunea mea. Acum, nu știu, unul se duce la aparate, unul corect, joacă la pariuri, unul fumează, unul bea. Hobby-uri. Da, zic așa, știi, eu asta mă face pe mine. Mă relaxează pe mine și mă face fericit când îmi iau o perechi de Adidas. Dar nu vă gândiți că am doar Adidas aia. Am și Adidas Superstar, care sunt 250 de lei, care îmi plac și sunt forță. Am și Nike-uri care sunt 400 de lei, am și la 600 da, de lei. Da, eu am întrebat care e cel mai top, care e cel mai top. Nu, după aia să zic lumea, a, porți numai din alea. Da, că ești figurant, ești ăsta, așa o să zic. Porți de toate, mie dacă îmi place, cumpăr, trebuie să-mi placă. Ce faci? Câte amuzi? Da, zici ce umbli cu... N-am fost atât la tine. Ce-și trageam fraierul milionul în parte. Da, n-am văzut că se uita. Hai, pune aia la ochi. Mamă, uite așa, liniște și-a ridicat alea cu un ochian super. Pune aia la ochi. Și l-am prins, bă, fraier, cu mâța în sac. M-a prins fraierul. Hai, gata. Nu mai merg furăți în libadane. Niciuna, frate. Fara, trebuie hai, să le schimb iar. Ce faci, mă? Mă gândeam că-i gata. Măi, de gât. Mă gândeam că-i gata. M-am sucit. Niciuna. Dar de ce ai pus mâna? N-am făcut nimic. Bă, când mi-a dat asta, ai făcut așa. Bă, am făcut așa, mă, că eram și m-am pus pe masă, ești nebun. Bă, erai cu mâna de bă, am făcut așa, mă, și-am pus mâinile pe masă. Vreți să mă duci mă la cap? Bă, dar fă altă rundă, dar de ce așa? Stai și fă runda din nou, când ai... Nu, că e mai simplu. Bă, întrebare ai fost. Nu, e mai simplu să mă duci... întrebare, frate. Bă, e simplu să mă duci... N-are rost, te mai ridici să pierzi timpul, trebuie să-ți spun întrebarea. Bă, am făcut așa, fete, eram și am făcut... Mam, și uite cum s-au de-a. Da, dar erai cu mâna pe doză. Păi dacă am făcut așa și tu m-ai prins aici cu ea, că tu când vii cu mâna, inerția care-i cu asta și cu... Bă, le mai explicit, bă, fizică, nu știi. Pune-mi întrebare. Așa. Cea mai mare țeapă din viața ta pe care ai dat banii? Păi ce țeapă ți-ai luat? Ce-ai cumpărat și cât ai dat? Bă, am luat aia, am dat 10 milioane și nici n-a fost bună și am pierdut și banii. Zi-mi o țeapă din asta. Bă, nu știu, ca să fii atent, nu știu dacă... Eu pot să vă zic eu pe zile gândești, dar n-am cumpărat o masă după ce am dat 15 milioane, 1500 de lei pe ea. Și n-am făcut nimic cu ea. Și când am adus-o în casă, era de aici camera. Până în camera, el altă nu mai aveai loc să te învârzi, nici Pablo nu putea să mai meargă pe în casă. El are boala asta, când vede pe internet ceva, intră comandă, dar nu mai uite la dimensiune. Nu m-am uitat și la dimensiune, să văd cât are, 2 metri, 8 metri, 19 metri. Era masă, era de 10 persoane, cred. De 12 era. Era mare, mare tare. Rău, de Revelion, din ăla, bubuială. Bă, fii atent, nu știu dacă, să-mi ziceți voi dacă e corect și încadrez chestia asta corect la țeapă. Am cumpărat o mașină, am avut seata la galben. Așa. Și a, deci după ce ai țeapă, ce se mai te-a prostit când atinge jos da, acolo. Da, fii atent, ideea e că aveam niște roți la seatul ăla foarte mare, erau pe 18 și erau late așa. E, ele roțile trebuie să stea în interiorul caroseriei, sub mașină cum ar veni. Da, înțeleg, la mașina înțeleg, asta știu. Era roata ieșită din caroserie, cam așa. Era în afară. Avea vreo 3 cm în afară. Și la fiecare denivelare, oricât de mic era, eu dădeam cu aripile și față și spate, dădeam în roți. Și îmi dădea și cauciucurile și îmi dădea și aripa, înțelegi? Și eu când am cumpărat mașina, am probat... ăla, i-a făcut ceva, cred că. Cred că i-a făcut ceva din arcuri, cred că i-a întins arcurile, le-a montat pe mașină. Și asta mai aia... sus, n-atingea. Bă, fii atent, am făcut 200 de km, am venit de la București cu mașina, pe roți. Bă, nu s-a auzit nimic, așa, erau destul de multe denivelări. Cred că i-a pus ceva înălțător sau ceva, nu știu. Nu, cred că a întins arcurile și alea în timp s-au lăsat. Că la într-o săptămână deja nu puteam să mergeam cu mașina pe burtă. Gândiți-vă că nici la
de nivelările la mici, la trecerea de pieton, nu puteam să trec cu mașina, pentru că eu dădeam cu, da, cu bara în mașină ăla acolo. Trebuia să, cred că nici dacă să le ocolez. Bă, ideea e că știi de ce? Poți să zici, dar nu-i chiar țeapă totală, că poți puteai, să o faci. Da, puteai să te duci, da, dar costă bani. Puteam să zic, da, omul la început, băi, vezi că e chestia asta. Am dat 5.000 de euro pe mașină. Să o vândă și el, ce vrei. Da, așa e. Deci eu pe asta așa încadrez la țeapă. Asta n-ai altceva. Mai mic așa sau în afară de asta. Nu știu, altceva. Da, să mă gândesc. Dar nimic după net, tu ți-ai luat niciodată haine să nu-ți vină sau ceva? Să ți-a da, da. Știu eu, da, cu un costum care ți l-ai comandat și când ți l-a trimis era până aici. Dar nu știu dacă am poze să mă atașez aici, că mi-a venit costumul aici, era la Badean, că mi-a venit. Aveam un eveniment, gen am primit costumul joi și sâmbătă aveam eveniment. Și nu mai aveam timp să-l trimit înapoi să-mi dea altul. Mi-a venit, așa era, să mă bate mama, dacă vă mint, așa îmi venea. Îmi venea sacou, zici că era tricou, n-aveam. Și bine, n-a fost cum, dar l-am dat retur după, când n-aveam ce să fac cu el. Îi țeapă. Că acolo scria măsura, eu îmi luaserăm, mă măsuraserăm, talii, cutare, tot. Când am dat comandă, respect, nu era nimic apotrivit. Păi e rândul meu, acum că nu s-a luat bani. Nu, aia nu. Băi, cum, dar tu ai făcut și eu nu, până ți ia bani. Până ți ia bani. Băi, cum, la el da, dar la mine nu, mă, nu. Hai, puneți aia la ochi. Băi, dar nu mai pom ustură ochii, că asta e plină. Gata, hai. Gata? Da. Da. Vedeți că ne-am zis așa, să mă duc, da, întreabă, că aveam alea, chiar întreabă, uite cum îmi sună telefonul continuu. Așa, da, azi, dar nu mai bag mâna în buzunar, că uite ce pe mâinile mele. Ați văzut, da? Trebuia să plec și așa, azi, da, frate, aici la joc cum ar veni, nici nu mai fac nicio rundă, gata, m-am enervat. De ce? Dar nu mai ai. Și doar dacă mai pui bani. Nu mai. Oricum trebuia să iau eu atunci, da, când da, am zis că mă gării. Mi-am zis că abia aștept să mă gării. Și aia a fost. Hoțul neprez, negustor cinstit. Deci recunoști, da? Nu. Deci nu recunoști. Da. Dar am ce să recunosc, frate, ca și cunoaște. Bine, băieți, ăsta a fost challenge de azi, împreună cu Badan Hoțul. Niciodată șoimul hoț. Dar n-ai, băi, că te-am prins și când ai vrut să-ți scoți bani și când erai cu mâna. Deci atunci, ca să zic ce s-a întâmplat, dacă vrei să-ți spun. Deci banii erau acolo, okay, și s-a făcut curent și s-a dus așa încoace. Și am vrut să iau de aici, un, să-i pun înapoi. Un milion, nu. Păi dacă așa s-a bătut curentul, a fost. A înghețat un ceanul, băieți, de la minciunile lui Badan, că nu mai poți cu el aici. Te minte în continuu pe față așa, dar are un pic de rușine. Ăsta a fost challenge-ul, apăsați butonul de like acolo dacă v-a plăcut și vreți și partea a doua. Scrieți-mi acolo în comentarii dacă aveți alte idei de challenge-uri, să mai facem și noi ceva în casă, băieți, că dacă mai e problemă mare. Până data viitoare, Bogdan, Daru, v-am salutat, ceau! Ba, hai să mă spăl pe ochi, nu mai pot, da. Păi și eu trebuie să mă spăl de aproape ochi. Mă, să iau banii de aici, că tu faci măgăreală. Rămân fără păr în cap.